Vă salut din nou, dragi prieteni. Așa cum v-am promis la mulți dintre voi, o să mai facem o partidă de pescuit astăzi la Dunăre. Este imediat după deschiderea pescuitului, un moment mult așteptat de mulți dintre voi. Am prins o vreme care cred eu că este foarte ok, puțin plafonul de nori coborât, vântul nu bate foarte tare. Datorită faptului că majoritatea locurilor productive la deschidere sunt ocupate, pentru că știți foarte bine, toată lumea a venit la deschidere, am ales să pescuim în proximitatea zonelor cu iarbă. Din ce se vede, suntem puțin în amonte de Moldova Nouă și am ales să pescuim în jurul buzei de iarbă, unde apa este mai mică și sperăm să prindem ceva atât caras. E o perioadă când se prinde caras mai mare, poate reușim și ceva crab. Ca și nadă pentru astăzi, alegem wild carp-ul de usturoi. Știți foarte bine, un produs foarte, foarte apreciat de majoritatea dintre voi. La acrilic folosim noile Orange Wafter, Sweet Formula. Este un produs ce va fi lansat pe piață în curând, o culoare foarte proeminentă, o mecanică foarte bună. Stă foarte bine atât pe spin cât și pe firul de păr, chiar o să vă arăt, cred că am și montat. Ca și montură aici o să vedeți, e foarte simplu, folosesc un metod, da? La care am adăugat un opritor care nu e fix, se mișcă destul de ușor. Dar scopul care este? În momentul când montura ajunge pe substrat, da? Pur și simplu eu o să las, datorită faptului că barca tot se mișcă, un pescuit din barcă e puțin mai dificil decât un pescuit de pe mal, și datorită faptului că barca tot se mișcă, vă dați seama că dacă s-ar mișca vârful într-una, s-ar mișca și căligul fiind liber, s-ar agăța de substrat ce am aștepta în zadar prezentarea. Fiind fix, da, peștele când absorbe mumeala cu căligul, se înțeapă din greutatea metodului și când începe să dea din cap, vedeți, el se duce, se deplasează bine. Chiar și în cazul unei rupturi, se spune că peștele ne rupe, el va scăpa de metod pentru că el se mișcă foarte ușor pe... Și v-am spus, scopul este ca montura să stea fixă, burta firului este, o lăsăm destul de mare cât să nu stea vârful tensionat și vă spun sigur că atunci când este trăsură de crapă, o să vedeți că pleacă cu frână, cu tot, este foarte, foarte agresiv în trăsătură. Știți foarte bine, și carașii trag foarte proeminent. Ca și cârlige, folosim aceștia de la Fidelix, de 8, da? Niște cârlige perfect potrivite pentru pescuitul la crap și caras la momitor, cu peletă înțepată. Iar pentru cei care vor să pescuiască cu boabe de porumb sau cup de mămăligă, avem varianta asta legată cu fir de păr, da? Este cu fir de păr, are și un opritor, au și un opritor pe ele ca să stea boabele fixe, să lucreze cârligul foarte bine. Ce vreau să vă spun, sunt niște cârlige finuțe, sunt destinate pescuitului cu lansetele de feeder, niște lansete mai flexibile, care sunt mai permisive și absorb șocurile destul de bine. În cazul în care folosim aceste cârlige pe lansete de crab foarte, foarte rigidă, sunt șanse foarte mari ca peștele să îndrepte cârligul. Deci nu sunt niște cârlige extra strong, dar v-am spus, niște cârlige finuțe care ne asigură, ne-am făcut teste de-a lungul timpului și am văzut că atunci când am folosit cârligele astea mai finuțe și ușoare, cele mai multe prezentări au venit pe lansetele care erau echipate cu astfel de cârlige. Pe celelalte mai grosiere, scad șansele ca peștele să scape, să se îndrepte căligul, dar trăsturile sunt foarte rare. Chiar vă spun că am văzut asta. Am pregătit nada deja, ca să nu mai pierdem timp, da? Asta o să o pun pe metod. Ca și lansete, folosește lansete de barcă de 2,70, 170 de grame, ceva versiunea 2 megabor, mult netre de mărime medie. Și ce să zic, sperăm să avem niște prezentări. O să dau cu 3 lansete, vedeți, am și un suport. O să dau și atât la buza ierbii, cât și puțin mai depărtat de iarbă. Și o să vedem ce prezentări vom avea sau dacă vom avea. V-am spus, vremea este foarte, foarte potrivită. Hai să vă arăt cum arată lanseta încărcată. Punem matriță. Na, dar well, știți foarte bine că stă foarte mult timp pe momitor și pe metod. Asta și trebuie la Dunăre. De multe ori poate este nevoit să așteptăm câte 40 de minute pentru prezentare și vă dați seama că ne trebuie ceva să reziste foarte mult. Asta o să dau în buza ierbii să vedem dacă avem ceva prezentare la caras.
Iar celelalte o să le dăm mai pe larg la crap. Cum am spus, așez lanseta în suport. O să încerc să întind firul puțin. După ce s-a întins puțin vârful, o să-i las fir. O jumătate de metru. O să vezi că dacă trage, el o să miște bățul. Și tot așa o să fac cu toate lansetele. Le dăm lapă și vedem ce se întâmplă. Poate reușim să surprindem și un drill. Ne mai auzim pe parcurs. Hai că a venit și prezentarea. Bogat în iarbă, dar cred că îl scoatem cu tot cu iarbă. Am surprins o prezentare, dar din păcate peștele, deși a luat fir, s-a băgat în iarbă și a scăpat. Asta a fost un crab. Nu te lași peleta. Vedeți? S-a dus. Cum v-am spus, vedeți, opritorul s-a și ridicat aici, sus pe fir. Trăstura a venit imediat. Nu sunt nici 6 minute de când am pus montura. Ce se întâmplă? Acolo unde sunt pești și localizăm bine, este aproape imposibil, dacă prezentăm cum trebuie și momeala și căligul și totul tot, să nu vină prezentări. Am avut ghinionul că peștele s-a băgat direct în iarbă și am forțat mult acolo, ați văzut, s-a dezgățat. Dar e bine că măcar am avut o prezentare. O să pun din nou nadă. Fiind foarte lipicioasă, ea rezistă mult și atunci cu un vârf de foarfecă îi mai scot dintre barete ca să aibă o aderență bună. Pentru că am avut prezentare acolo în buză, o să mai bag o lansetă. Tot acolo. Ce se întâmplă în perioada asta? Peștii caută zonele astea cu înclinație din preajma malului, unde limita dintre iarbă și substrat are, pentru că acolo pur și simplu găsesc mâncare. Tot așa o să întind firul, da? Îți fac frâna și las fir să fie vârful moale. Și el când trage, ați văzut că pleacă. Fain. Faină trăsătură. Mai așteptăm să vedem. Era frumos dacă îl scoteam. Da, asta e. Mai așteptăm. Pare că e un caras. Frumos. După cum a tras, pare că e caras. Din ce ați văzut, caras și doar o țăcă, ne? Crapul o ia bine. Da, e un caras frumos. Hai să-l vedeți. Ia uite, cu aia roz în gură, ce frumos arată. Ia uite. Se vede clar, folosim minciocul mic. Pac. Iată. Omeala, căligul înțepa foarte bine. N-a durat câteva minute de când am aruncat-o și un caras frumos. Mai avem un pește. Se pare că la caraj le place foarte mult wild-ul. Ce mi-e ciudă cel mai mult că prima trăsătură a fost un crapă la ce a luat fir ca lumea. Și ia uite, tot cu peleta. Vedeți ce frumos se vede? Ia uite, ia uite. Hai să vă arăt și asta. Domnul Cărășel. Ce aveți dumneavoastră în gură? Ia uite, frumos. Un indicator cum că sunt zone bune de pescuit, cel puțin la crab. Sunt și pescarii de șalău, care vedeți mai echipați, pentru că
Ce caută ei, la fel ca și pescarii de crab, caută structuri, substratare, structuri. Se găsește și crapii, poate nu de fiecare dată, dar sunt zone cu potențial, sunt zone mult mai bune decât o întinsură fără absolut nimic. Vă dați seama, zonele cu substratare, cu piatră, cu structuri, țin scoici, țin raci, este o zonă în care peștii se hrănesc. Din păcate, se anunță ceva mult mai puternic, vreau să mergem și în altă zonă, dar nu ne-am riscat. Am preferat să rămânem aici, în proximitatea malului. Nici n-am început partida de, să spun, de ce mă uit pe ceas să avem, de când am dat drumul prima oară. 30 ceva de minute. Am prima trăsătură, a zis, a fost un crab, ce-a plecat, a luat fir, s-a băgat în iarbă. Și după aia am avut doi carași. Dar carașii stau și crapul, prezentarea tot acolo, am avut la limita ierbii, chiar imediat după iarbă. Acum așteptăm să vedem, sperăm să nu se pornească vântul foarte tare, că atunci nu o să mai putem să stăm, dacă se fac valurile mari, asta e, nu tot timpul se nimerește vremea perfectă. Dar cel puțin ați văzut că și cu noile momel de clip portocalii. Uite, mai o trăsătură direct. Au! Ah! Oba! Se pare că carasul răspunde foarte bine. Uitați ce înțepătură perfectă. Perfect s-a înțepat. Ați văzut și în direct trăsătura. V-am spus, funcționează metoda asta cu firul cu opritor, da? Și când trage, el întinde bine și o să vedeți prezentarea. Peștele e deja înțepat, nu mai trebuie să înțepați foarte tare. O să oprim niște carași de ăstea să vedem cât o să adunăm până la sfârșitul partidei. V-am spus, va fi o partidă scurtă. Interesul nostru este să avem ceva activitate. Asta e important de fiecare dată. Am spus, era bun într-o zonă cu deschidere mai mare și cu ceva structuri, dar din păcate nu cred că o să ne lase vântul să facem așa ceva. Asta e, e bun și așa. Hai că vedem ce se mai întâmplă pe parcurs. Mai un pește, tot caras. A, uite, careselul. S-a dus. A fost mai micuț. Tot cu montura, prinzătoare de caraș. Se pare că sunt ceva cărășe aici în zonă. Printre ei tot ce e posibil să mai intre și câte un crap, cum a fost la primul lanseu. Tot acolo facem lanseu, la buza ierbii. Acolo le place stea. Au mâncare, au adăpost. Mai insistăm puțin să vedem. Poate o să intre ceva mai îmbrăcat. Pare că am avut o ciocăneală, ne-am mutat puțin pentru că acolo n-am mai avut prezentări. Se pare că peștii circulă, nu sunt tot timpul într-o singură locație. Caută hrană, se deplasează. Și atât timp cât știm că este ce trebuie, momeala e ce trebuie, montura este ce trebuie, n-avem de ce să nu încercăm și alte locații. Mai ales din barcă, ești foarte mobil, nu se compară cu pescuitul de pe mal unde dai dintr-un singur loc. Poți să abordezi și structurile dacă ai. Poate odată o să facem și o partidă când o să mergem special după crap și o să căutăm zone cu structuri și să ne poziționăm să pescuim acolo eventual toată ziua, pentru că din ce am observat de-a lungul timpului, pe fiecare locație, în anumite zone, sunt anumite intervale orare când vin prezentările, când peștii vin în zona respectivă sau pur și simplu coboară pe substrat să se hrănească. În zonele cu întinsură, cum e aici fără structură, sunt numai zone de tranzit, peștii trec pe aici și nu stau, n-am pățit niciodată să poți să zici că stai și ai prezentări toată ziua. Ai un interval de 2-3 ore în care peștii sunt pe acolo și prins ceva. Acum a fost și mai devreme, a bătut vântul de dimineață mai intens. Era bine să venim mai de dimineață, ne-am prins chiar sfârșitul perioadei când ei se hrăneau. Am dat niște lansări repede, prima lansare a fost crapul acela scăpat, s-a băgat în iarbă, după a fost niște carași. După aia s-a oprit. Când dai jumătate de oră, o oră și nu mai ai nicio prezentare, e clar că peștii nu mai sunt acolo. Ne-am mutat puțin mai sus, căutăm. Dacă nu, asta este, vedem. Cel puțin acolo, pe zone cu structuri, poți să stai mult mai mult timp, pentru că odată și odată peștii vin acolo în zonă și sigur ai prestă. Dacă faci ce trebuie, montura cum trebuie, totul cum trebuie, poziționarea e bună, sigur o să vină.
Acum și pe locația asta unde venim, mai insistăm și aici să vedem, poate dacă într-o oră, oră și ceva nu avem prezentare, n-are rost să stăm, o să le strângem și o să revenim, v-am spus, când o să căutăm exclusiv crapul la zonele cu structură, eventual o să luăm și un sonar să vă arăt cam cum arată zona de structuri și o să discutăm mai mult atunci exclusiv de abordarea zonelor respective. Cred că o să încheiem această partidă pentru că am încercat mai multe variante, ne-am și repoziționat, am fost și puțin mai sus. Se pare că peștii nu mai sunt activi, n-am mai avut nici măcar o prezentare, deși nu am schimbat absolut nimic. Avem aceeași motură, aceeași nadă, aceleași călige când am, ca și atunci când am început partida și ați văzut că am avut prezentări. Asta este aici, la Dunăre, ține foarte mult de intervalele orare, chiar am văzut lucrul ăsta în anumite zone. Trebuie să urmăriți să vedeți care sunt intervalele orare când este activitate mai intensă pe locurile respective. Altfel, nu. V-am spus, pentru că foarte rar se întâmplă să ai prezentări toată ziua, mai ales dacă vorbim de partea de crap caras. Da? E foarte greu să ai prezentări pe întreaga durata zilei. Noi o să mai facem niște materiale. Am vrut să vedeți ce înseamnă o ieșire așa de câteva ore. Ați văzut montura. Ați văzut ce am făcut, au fost ceva prezentări, a fost ok, dar se pare că dacă de o oră și ceva n-am mai avut nicio prezentare, cu siguranță nu vor mai fi prezentări în următorul interval de timp. De aia, dacă sunteți undeva într-o zonă, puteți, de genul un pescuit de barcă, puteți ieși la mal frumos, luați o pauză și puteți încerca mai târziu, eventual în a doua parte a zilei. Hai să vedem la cameră și bețele sunt permisive. Ar vrea să intre sub barca. Opa! Să vedem și montura. Hai să vedeți montura. Ia uite wild-ul, da? Se vede wild-ul. Și ăștia sunt câligele. Ia să vedem. Câligele legate Fidelix, de care v-am spus, cu două boabe de porumb. Da? Method, wild, boabe de porumb. Ciortan, cum v-am spus, dacă insistăm, fără nicio problemă, el va intra. Ce să vă zic? O să ne mai auzim, mă mai țin la curent cu ieșirile ce le mai facem, atât pe ape sălbatice, ați văzut, cât și în competiții, cât și pe lacuri. Sperăm să ne vedem la o partidă productivă, când o să căutăm exclusiv crapul și atunci poate reușim să imortalizăm niște drilluri, niște prezentări și alte detalii ce le folosim atunci când vizăm exclusiv crapul. Eu vă salut și toate cele bune!